În lupta cu kilogramele în plus, un regim alimentar corect și exercițiile fizice regulate pot fi completate și cu câteva băuturi gustoase, ce pot fi preparate rapid acasă. Dacă sunt consumate înainte de somn, vor ajuta la arderea grăsimilor. Efectele se vor vedea în scurt timp. Persoanele care își doresc să dea jos kilogramele în exces apelează adesea la diferite diete, restricții alimentare și exerciții fizice regulate ce pot grăbi procesul de arderea grăsimilor din corp. Anumite băuturi îți pot deveni un aliat de nădejde în aceste perioade. Se prepară simplu și rapid și te vor ajuta să slăbești chiar în timp ce dormi. Merele, scorțișoara, lămâia, semințele de chia și legumele verzi nu ar trebui să îți lipsească din meniul zilnic. Aceste produse au proprietăți antiinflamatorii și te vor ajuta să ajungi la greutatea dorită. Deschidem astfel lista băuturilor pe care este recomandat să le consumi înainte de somn cu ceaiul de mușețel și scorțișoară. Este bogat în antioxidanți puternici, flavonoide, minerale esențiale și alți nutrienți ce favorizează pierderea în greutate. Scorțișoara are proprietăți microbicide și antiinflamatorii și poate stimula metabolismul, în timp ce mușețelul ajută la eliminarea toxinelor și apei în exces. Pentru a-l prepara, vei adăuga 3 sau 4 flori de mușețel sau un plic de ceai cu mușețel în apă clocotită. Apoi poți adăuga un baton de scorțișoară sau o lingură de pudră de scorțișoară în ibric. Lasă-l infuzat timp de 15 minute. Apoi strecoară ceaiul, adaugă miere și bea-l fierbinte înainte de culcare. Relatează playtech.ro.